Hai să ți șterg. Ole noi pe nasul. Vai, ce la bună dimineața! Bună dimineața! Ce faci, bună? Ce să fac? Eu și vă petrec. Voi plecați departe și vă doresc drum bun. Și să aveți o zi frumoasă. Și vă distrați. Ia să stăm drept așa frumos. Așa, așa, așa. Hai, mă, uite ce frumos. Lasă-mă să mă așez. Uite așa, da? Bravo! Hai, stai jos. Lumea mare de tătar și baba să te apte. E bun, așa, așa, bate. Bate. Așa. Yeee! Mă duc să-i aduc mare, pieptănul. Ia uite-l, ia. Ghiți ce aștepta el aici. Ce vrei, negruț, de la noi? Vrei să fugi? Vrei să merg cu voi. A, vrea să meargă cu noi. Eu zic să rămână cu tine. Dar vrea să-l scrie de motan, dar nu te poate. Comunica la motanul, dar nu. Dăm noi motănaș, motăniel, micruț. Teodor îi arată perfect, pentru că este spălat chiar acum. Aseară am ajuns târziu și nu am putut să le mai fac duș pentru că au dormit din mașină și le-am făcut dimineață. Și ia, priviți cum arată părul Teodorei, pentru că e spălat acum. Dacă era spălat aseară, nu mai arată așa, iar se făcea... Corect. Nu-l tăiem, nu-l tăiem, nu. Am părut cu cap. Aoleu, cel mare e spălat tot acum. Ia mâna. Dimineața. Dar înainte de a pleca în călătorie, avem de făcut o mulțumire, pentru că așa am promis, cine se alătură la fanul numărul 1 va primi mulțumiri în clip. Așa că mulțumim, Sophie Toons, pentru că te-ai alăturat! Fetelor, să mergem! Hai, mergem! Hai, mergem! Biu. Hai, pa bunu! Pa bunu! Pa bunu! Pa bunu! Pa bunu! Pa, pa, pa! Călătate drum bun! Mulțumim! Ghiciți unde mergem astăzi? Astăzi, după cum ați văzut și în titlu, noi vom merge la mănăstire și vă vom povesti câte ceva despre credința noastră. Mănăstirea Petru Vodă. Drum bun! Hei, bebe! Am oprit. Am oprit, mergem un pic la un supermarket să luăm ceva alimente. E bine că atunci când mergem la mănăstire să ducem câte ceva, pentru că întotdeauna cei de acolo au nevoie de alimente. Și vom lua alimente neperisabile, pâine, zahăr, orez, ulei. O să vedeți, noi vom și mânca acolo și să vedeți ce mâncare bună fac. Greu tare! Se duce într-o parte cu ăsta. Și cam astea sunt produsele pe care noi le-am luat pentru mănăstire. Sperăm să le fie de folos. Am făcut popas pentru că se simțeau cam rău fetele, da? Stăm bine și continuăm. Got the feeling from the start, you might be the guy who break my heart. Hello. Hello. Even though I took a risk, it is worth the while for just one kiss. I know. I just know it. Caught up in the moment, wanna spend every second. Bravo. Hai. Haideți, fetelor. Am ajuns. Ia uitați ce priveliște frumoasă.
s-au întâlnit cu părintele care era la masă de fiecare dată, acum nu mai e la masă. Și le-a dat câte o gumă. A zis, uite, vezi, a vrut Dumnezeu să... I-am zis noi că îl știm de fiecare dată de la masă. De el nu ne mai ține aminte. Și a zis că a vrut Dumnezeu așa cum să le dea de mâncare gumă. A dat câte o gumă turbă, uite ea. Ia să vedem. Pe vremuri. Ne-am întors în timp aici, vedeți cât e de frumos. Foarte frumos. Gumă turbă. Turbă. Uite, Briana, turbă. Când ai primit, tu nu erai cu ele. Oricum avea doar două, nu cred că avea mai multe. Două. Aceasta este mănăstirea Petru Vodă. Mănăstirea Petru Vodă e mănăstire de călugări, mănăstire ortodoxă, pentru că noi suntem creștini ortodoxi. Și am dezvăluit și secretul religiei noastre. De parcă era vreun secret. Nu e niciun secret. Populația majoritară în România are această credință. Unii sunt mai practicanți, alții sunt mai puțin practicanți. Noi suntem așa, de mijloc, totul cu măsură. Avem un părinte duhovnic foarte bun, care ne spune că totul trebuie făcut cu măsură și cu echilibru. Da. Mara, când era mică, era extrem de credincioasă, așa, din sufletul ei venea. Eu nu sunt genul de persoană care să merg duminică de duminică la biserică. Ea, într-una avea la biserică, era mică, mai mică decât Brit. Când auzea clopotul, voia să se ducă acolo, era foarte, foarte, avea o chemare, foarte credincioasă, dar am stricat copilul. Din cauza că noi n-am fost atât de practicanți, să zic așa. Așa că noi vă recomandăm să vă educați copiii așa cum credeți voi de cuvință, dar dacă ei au o chemare, să îi lăsați să-și urmeze acea chemare și să nu-i opriți. Indiferent dacă este religioasă sau artistică sau sportivă. Sportivă, sportivă. Artistică, artistică. Mama, până acum să ne ziua să ne cumpărăm chestii. Da. Chestii. Și aș vrea să-mi iau o brățărică de argint cu cuciuliță, de care am avut eu mai de mult găsită într-o parcare la o mănăstire, la Putna. Toaletă. Într-o toaletă a unei parc. Aici la Pangar. Wow. Cum, Briana? Brățările. Ce ai găsit, Mara? Brățări. Și că suntem obișnuiți cu cumpărăturile, fetele astea au văzut prima dată de aici din mănăstire, au văzut Pangarul și au văzut la Pangar. Să-ți cumpără ele. Bravo! Ai, Niță, ți-ai luat? Da. Zis, Niță. Niță. Vai, frumoasă lui mama. Și-a luat-o iconiță cu Maica Domnului și pruncul. Asta o să te iau ție. Cum e? E bună? E. Gata? Ce ți-ai luat acolo? O, cruciuliță, foarte frumoasă. Briana, tu ce ți-ai luat? O iconiță. Și o brățară, wow. Mou. Bravo. Tu, Mara? Nimic. Nimic? Nimic deocamdată și nici eu, dar mai avem timp. Bravo. Cum arăți? Aranjează. Super. Și acum vreau și brățara. Unde-i brățara? La mine. Super. Și gata. Și gata, uite. Super. Haide să mergem la masă. La masă. Ce găsi? Pe masă. Pe masă? Cireșe? Unde este cireșe? Uite. Bună ziua. Da. Dacă se poate, bineînțeles. Arăți-te mai sâmburile. Ați mai văzut sâmburile tot? Wow. Cireșe atât. Uhuhu. Ia uitați ce mâncărică. Sărmâna pentru masă. Bă, da, proste. Da, așa se zice. Am mâncat mâncare de post, pentru că este postul, știți, lor apostol Petru și Pavel, dar cu dezlegare la pește. Astăzi ciorbița a fost de pește și am mai avut un piure tot de post, pâine făcut aici și desert, cireșe! Cine vrea cireșe? Eu! Haideți să stăm jos undeva. Hai. Ia să vedem cum le împărțim.
O cireașă, poftim brii. Alte două. Mami, dar tu nu vrei cireșe? Nu, mie cam frică să mănânc cireșe. De ce, mami? Pentru că pot avea viermi și mie mi-este foarte frică. Hai să vedem dacă aceasta are vreun vierme. Nu are, e perfect are. Sănătoasă. Uite, un vierme mic. Are. Are. Mami, dar cum ajung vierbi în cireșe? Păi, voi știți de unde provin cireșele, da? Din livadă. Din livadă, dar în livadă sunt pomi fructiferi. Care se cheamă cireși, da? Cireșii ăștia au fost odată înfloriți. Fiecare cireașă provine din câte o floare. Atâta timp cât copacul e înflorit, el este vizitat de insecte. Insectele sunt bune pentru polenizare, dar unele dintre aceste insecte, unele musculițe sau alte insecte, pot depune ouă în interiorul florilor. Din acea floare va crește o cireașă care va avea un ou înăuntru, o larvă, da? Larva aia, găsind pulpa cireșii, o mănâncă și se dezvoltă și crește și se transformă în vierme. Iar mie îmi este foarte frică de vierme. Am fobie, nu suport să îi văd. Ce putem face ca cireșele să nu aibă vierme? Le injectăm. Nu. Ele se tratează în perioada de înflorire, se dau cu niște substanțe chimice, într-adevăr. Și toată lumea spune că sunt toxice, dar este singurul mod în care și eu pot mânca cireșe. Eu care am fobie de acești vieri. Așa. Și atunci punem în balanță dacă să mănânc cireșe sănătoase, dar cu animăluțe, sau cireșe tratate chimic, dar perfecte. Eu, una, pentru mine personal, aleg cireșele tratate. Pe ele le las să mănânce cireșe naturale, bio, sunt mai bune, sunt mai sănătoase. Dar ele nu au fobie de vier, pe când eu. Voi, de care cireșe preferați? Voi știați cum ajung viermi în cireșe? Scrieți-ne în comentarii! Ce ați găsit aici? Aici am găsit produse de la Mănăstirea de Maică de Cenele. Un sirop de pin. Pe o ciolată în mir. Pin e un fel de brad. Dar cu acu mai subțire. Super! Tot felul de siropuri. De brad. Vreau cine ăsta. Ce are ăla? Are bețe. Suică. 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 Ești doar bunica. Să bea câte o gură așa de până. Dar aveți că vă fac schindufă ouă pe voi. Care? Schindufă ăla. Chiga din schindufă este super. Ia să încercăm. Uite, mama. Ia citiți pe internet și o să vedeți. Vrei să luăm? Da. Să încercăm? Suică de schinduc. Luați și o să nu o să vedeți. Ce poate fi? E din prună? Suica e de prună, dar are rădăcină, rădăcina. Rădăcina asta este foarte rară. Da? Da. Și foarte, foarte scumpă. Și pusă în asta este un medicament. Voi ce vreți să vă luați de aici? Avem și din ăsta acasă. Și e bun? Da, miroase super. Și e mir? Da, mir. Ce gust are? E tare! Mergem acum. Nu vrei să luăm o sticlă, să luăm și apă de la izvor de acolo? Așa mi-au zis. Hai! Hai, fetele! Dar am fost vreodată pe aici. Am mai fost, da. N-am fost la izvor. La izvor n-am fost niciodată. Hai! Ai făcut rost de sticlă? Am cumpărat o sticlă. Ai scrie că e sticlă pentru aghiazmă, dar noi vom lua apă de izvor. Hai! Ce avem aici? E un râu. Asta este un râu. Îmi place mirosul ăsta. E miroase de foc de lemne, a fund de foc de lemne. Vezi cât de frumos miroase? Pentru morți sau pentru... Aici este un cimitir, mamă, și sunt adormiți. Hai să intrăm un pic să ne închinăm. Vai, stai, stop. Ai polen pe năsuc. Și eu.
Stai să ți șterg. Pole noi pe nasul. Vai, ce e la tine? Când o să vezi pe video, o să nebune. Nu e adevărat. Sunteți hazli, nu stime. Haideți. Cred că am nimerit la chilia unui călugăr. Am luat-o pe un drum greșit. Înapoi toate scările astea. Hai să vedem. Oare o fi pe acolo? Eu am văzut oameni pe acolo, la râu. Și eu. La chestia. Înseamnă că pe acolo trebuie să fie. Hai să încercăm. Oricum e extrem de frumos pe aici, nu? Foarte frumos. Numai natură. Am văzut. Da, în față. Haideți. Acestea sunt treptele. Am dat de ele. Am luat și aer de munte. Uite un cățel mare, nu-i mic, bri. Ia uite. Un bulău. Am ajuns la izvor. Și că apă foarte pură aici, foarte bună. Hai să stăm aici. Ce wow. Bravo, Teo. Și aici? Știu că și așa. Cei care sunteți aici să vă cumpărați. Gustați și vedeți? Ia să vedem. În pământ e mai rece decât în frigider. Yeah. Nu cred. Da, e incredibil de rece apa. Dar priviți cum s-a făcut sticla. Da. Ce faci vrea acum? S-a spălat, mâncam ar mama pe ea. Dacă o pui la frigider, în 2 minute s-a făcut gheață. Bună. E foarte bună, chiar e bună. Gata, ne-am potolit setea aici la izvor. Am luat cu noi o sticlă de apă foarte, foarte curată, cea mai curată. Fetele mă întrebau cum vine apa din pământ, de nu este murdară. Păi apa vine din pământ, din pânza freatică. Acolo apa este extrem de curată, ea se purifică trecând prin toate straturile din care este format pământul, da? Și se purifică. Impuritățile rămân în scoarța terestră și mai jos, printre roci, se curăță și ajunge așa. Să mergem! O să chiar e... Lemn, dar tot e bine. Lemn, e brad. E brad. E din pădure. A fost într-o pădure de... Cum am zis, Mara, că se conifere. Chiar. Conifere, bravo. Brad, pin, molit, tuia, toate astea sunt conifere. Intrăm și la slujbă un pic, pentru că este slujbă. Aici luăm ulei sfințit din candela Părintelui Justin. Dar cum o punem acolo? Hai. Poți vezi că nu o să fie toată seringa aia. Hop. Ușor, ușor, încă puțin, puțin, puțin. Hop, pe apoi la loc. Și acum avem ulei sfințit care ne va ajuta în situațiile de cumpănă. Ce-ai găsit acolo? Dar prea mult, nu cred că o să poată mănânci atâta. Tu, adică niște linguri, zici și atât la părinți. Ce avem acolo? Am cerut o pâine caldă, mi-era atât de poftă. Deși în mănăstire se spune că nu-i voie pe pofte, dar mi-au dat o pâine caldă. Am cerut o feliuță și am primit o pâine întreagă. E extraordinar de bună. E bună pâine? Foarte bună, mulțumim! Dar nu s-au urmărat. Ce mâncați voi aici? Colivă făcută aici la mănăstire chiar acum. Uite acolo. Da. Bomboane! Cum e Teo? Cum e Mara? Bună! Și așa plecăm de aici cu sufletul liniștit, împăcați și mai cuminți! În acest vlog, bucuria nu s-a mai manifestat prin țipete cum se manifesta în alte vloguri, dar tot a existat, nu? Fetelor, sunteți bucuroase? Da! Cum a fost pâinea asta? Cea mai bună pâine din lume, nu? Noi mergem acum acasă, iar vă spunem la revedere! Pa!